pentru asta, cu hughenoții. Deci asta este repertoriul. Nici măcar Tannhäuser. Deci, atât. Am înțeles. Se duce la repertoriu, da. Da. Pentru că omul nu știe. Omul nu știe pe ce mină de aur se găsește și se comportă ca... Impresia, este o impresie, dar asta e o altă dezbatere, că nu se folosesc, deci cele două mari instituții, opera și filarmonica, nu folosesc repertoriul autohton și posibilitățile. Nu, la filarmonică încă se mai e puțin. Singura instituție care face ceva este această instituție, Academia de Muzică. Singura. Și asta nu pentru că sunt compozitor cadre didactici, ci pentru că, în general, în jurul acestei instituții sunt oameni culți din punct de vedere muzical. De când în celelalte instituții de spectacol sunt așa numiți manageri a căror cultură este subțire. Și probabil susținuți politici. Sunt susținuți așa și... Nu vreau să intru mai departe, că nu-mi place să discut problema aceasta, dar vreau să spun că sunt penibili.